seara, doamnelor, domnilor, bun găsit la ora adevărului. În această seară aduc aici în fața dumneavoastră o comună despre care poate am vorbit prea puțin în ultimii ani. Vorbim în această seară despre comuna Ciuperceni, o comună cu un primar tânăr la primul mandat, cu proiecte foarte multe începute, cu multe investiții realizate din buget local și cu bani primiți de la județ, ca niciodată. Vorbim despre lucruri bune care s-au făcut la Ciuperceni, vorbim și despre lucrurile rele care au rămas de rezolvat după fosta conducere a primăriei, dar și despre proiectele pe care primarul acestei localități dorește să le realizeze de anul viitor. Ne apropiem de o perioadă destul de dificilă, sunt proiecte aprobate atât pe Angel Salini cât și pe PNRR. Primarii se uită după acești bani și speră că măcar își pot începe proiectele de anul viitor, asta deoarece este un an preelectoral, iar oamenii, comunitățile pe care le conduc, așteaptă ca ei să facă treabă și să-și respecte cele promise în anul 2020. Discutăm, așa cum vă spuneam, despre Ciuperceni, vă aștept întrebările pe pagina noastră de Facebook TV Sud. Suntem aici pentru a vă răspunde. Dacă aveți întrebări pentru domnul primar, vă stăm la dispoziție. Așa cum vă spuneam, alături de mine, într-o ediție specială, aș spune acest lucru, pentru că domnul primar nu a mai fost aici la TV Sud. Alături de mine se află domnul Daniel Dobrescu, este primarul acestei localități, aflat la primul mandat din partea PSD. Bună seara, domnule primar! Română, mulțumesc pentru invitație! Domnule primar, greu la deal cu boi mici, se zice. V-a fost greu să vă începeți mandatul și să încercați să reparați așa din mers ceea ce nu v-a convenit în ultimii ani. Sunteți unul dintre cei care ați comentat în barbă, dacă pot spune așa, niciodată nu ați ieșit, nu v-ați pus poalele în cap, deși au fost foarte, foarte multe lucruri care nu v-au convenit. Nu mergeau lucrurile așa cum trebuia acolo la Ciuperceni. No, mie nu-mi place să ies cu declarații pompoase sau să epatez. Îmi place să-mi văd de treaba mea și să-mi fac treaba pentru acolo unde sunt. Într-adevăr, mi-am început mandatul cu gânduri bune, gânduri de a face ceva pentru localitate și pentru cetățenii pentru care mi-au dat, au avut încredere în mine dar și mi-au dat giro. Ați avut și cu ce să începeți? Gânduri bune, înțeleg, dar v-a lăsat postul primar ceva în buget? Până la urmă, de aia suntem și ne angrenăm în, acolo unde suntem, pentru a ne zbate și a obține. Eu, până acum, în 2 ani de zile, știți, la sfârșit, început de an sau la început de activitate, îți faci planuri. Și la sfârșit de an tragi linie. Și socotești. Și socotești. Corect. Eu și anul trecut mi-am început anul cu niște gânduri, cu niște planuri, niște obiective pe care consider că mi le-am dus la bun sfârșit, ceea ce mi-am propus și în limita posibilităților. Anul acesta la fel, mi-am început anul cu niște obiective și ia că acum la sfârșit de an tragem linie și din tot ce mi-am propus pentru anul acesta, tot am realizat. E bine atunci. Da. Revinând din nou la întrebare, ați găsit ceva în buget cu ce să vă începeți gândurile bune în 2020, în septembrie, octombrie, când ați început mandatul? Ce-i drept, nu pot să spun că am găsit, pentru că îmi place să fiu un tip corect, nu am găsit primăria cu datorii colosale sau... Dar nici cu visteria plină. A, nu. Nu, pentru că vă dați seama, comuna Ciuperceni nu-și permite sau nu are potențial pentru a avea un buget mare sau surse externe de venit. Deci ne gospodărim așa cum putem și trebuie să fim chipzuiți pentru a face ceva. Să ne drămuim fiecare bănuț pentru a realiza ceva. Corect. Și vreau să ne întoarcem puțin în timp, că da. Să ne întoarcem la toamna lui 2020. Ați venit, v-ați așezat pe scaunul de primar, ați văzut că visteria nu este plină, că nu aveți datorii, mari datorii. Erau ceva oale sparte din urmă, dar o să le discutăm și pe asta pe parcurs. Și vă treziți în fața unei localități, unde dumneavoastră locuiți împreună cu familia, cu drumuri distruse sau nemodernizate, cu școli care aveau nevoie de reabilitare și modernizare, cu utilități care lipseau,
cu foarte multe probleme și cu oameni probabil la ușă. Cum le-ați luat pe rând? Care le-ați pus la priorități? Ce ați început? Care a fost primul proiect pe care l-ați inițiat? Pentru mine toate sunt prioritare, dar automat trebuie făcute pe rând. Referitor la proiecte, primul proiect în ianuarie 2021 a fost, bine, eram și în pandemie, a fost cel pe COVID, consolidarea capacității de învățământ cu achiziționarea pentru școală de aparatură de purificare a aerului, nebulizatoare, măști, dezinfectanți. Și iacă acum, la sfârșitul anului acesta, deci din 2021, tocmai acum în decembrie, am finalizat acest proiect, trebuie să ne vină, durează, astea sunt procedurile, nu avem ce face, trebuie să ne vină toată aparatura și tot ce ați cerut pe acel proiect. Da, o parte a venit, dar trebuie să finalizăm. A trecut de asta? Da, asta e un proiect care îl finalizăm, proiect pe fonduri europene, am avut investiții pe buget local și aici aș vrea să subliniez și să mulțumesc Consiliul Județean, automat domnului președinte, pentru că a fost receptiv și ne-a dat și nouă acolo ce am solicitat pentru a ne aduce și nouă, aduce la bun sfârșit anumite obiective ce mi-am propus. Anul trecut am avut o asfaltare pe buget local în satul Vârtopu. Anul acesta tot la fel pe buget local, tot datorită Consiliului Județean, două investiții. Bine, aceste lucruri care urmăresc și le-am dus la ne și urmează și altele, eu nu mi le-am propus eu. Astea sunt făcute agenda după dorința și nevoile cetățenilor. Nu mi-am dorit eu să fac un lucru și nu. Eu când am venit și mi-am propus să candidez, mi-am făcut o agenda și bine, am fost activez în primărie din 2012 și cam știu cu ce se confruntă. Am fost viceprimar, consilier și da. Și eu aveam agenda făcută și tocmai de aceea m-am orientat pentru aceste obiective pe care până acum v-am zis mi le-am punctat, le-am dus la îndeplinire. Teren sintetic, un cămin în satul tot Vârtopu, reabilitat, și la cheie. Toate sunt finalizate și în stare de funcționare. Dacă n-ați fi avut banii ăștia, exact. Dacă n-ați fi avut banii ăștia de la Consiliul Județean și ceva mic de taxe impozite ce aveți acolo la Ciuperceni, nu putea să faceți nimic, chiar dacă exista bună intenție din partea dumneavoastră? Nu. Deci nici nu poate în gând așa să ne imaginăm că sunt făcute, dar nici nu încăpea vorba pentru a duce la îndeplinire aceste obiective. Deci exclus, așa exclus. Ceva, exclus. Acum, totuși, ați reușit după 2 ani să bifați mai multe proiecte și încercați să primiți finanțare. Ați încercat atât pe Angel Salini, cât și pe PNRR. Avem pe Angel Salini, după cum știm, nu ni s-au cerut proiecte, SF-uri, s-au cerut acele devize la timpul respectiv anul trecut, spre toamnă, iarnă. Am pus devizele pe Angel Salini, 3 obiective care sper că le și ducem. De fapt, unul e, am primit și finanțare. Este extinderea rețelei de apă, care are 3 componente. Forarea unui nou puț pentru suplimentarea sursei de apă în comună, extinderea rețelei de apă cu 1,6 km și branșamente noi în satul Strâmba Vulcan, pentru că branșamentele vor fi pe domeniul public. Legislația în vigoare, după cum știm, te obligă să ai branșamentele pe domeniul public. Astea sunt cele 3 componente la acest proiect. Acest proiect este în valoare de 1.400.000, deci aproape 14 miliarde de lei vechi. Avem totul finalizat, studiu de fezabilitate, proiect, urmează
să-l încărcăm în platformă, semnarea contractului, licitația și sper că la anul să dați drumul la această investiție. Licitația și sper să se apuce. Nu cred că vor fi probleme. După cum au mers treburile până acum, nu cred. Următorul proiect care îl avem pe Angel Salini este, bine, urmează acum două proiecte mari pentru Comuna Ciuperceni. Spun mari pentru Comuna Ciuperceni, că fac parte din confortul tuturor, dar sunt proiecte mari. Canalizarea și gazele. Sunt proiecte de... Foarte mari, mai ales că despre canalizare se discută de foarte mult timp și nu s-a putut realiza. Depuse valoare mare, 5 milioane jumate de euro, deci 27-28 de milioane lei. La canalizare avem aprobat 7 milioane de lei, cam un sfert din valoarea proiectului. Ne-am gândit să facem canalizarea pe tronsoane, adică stația de epurare și un tronson. Și vom vedea pe parcurs dacă vom mai primi și din ce surse vor mai veni banii. Pentru că eu am discutat și în alte medii, am fost și la București, Comuna Ciupercenii foarte întinsă la suprafață. Și nu aș spune că nu se justifică, dar n-ar fi eligibilă chestiunea pentru că nu sunt multe gospodării. Da, și trebuie să te duci cu număr pe aglomerație în comunitatea respectivă. Dar se putea face, că vă întrerup, se putea face și pe fosă, cum am auzit acum, adică ai un sat, faci o singură fosă undeva în afara localității și periodic te duci o cureți. Am discutat și chestiunea aceasta cu diverse persoane. S-ar putea implementa o chestiune care mi s-a părut interesantă, achiziționarea unei vitanje, oamenii să aibă fose, bineînțeles că după cum știm acum... Trebuie raportate toate fosele, exact către comunitate. Da? Și după ce s-au vitanjat fosele, vitanja să meargă la o stație de epurare să deverse acolo. Care înseamnă alte costuri, până la urmă. Da, adică trebuie să suporte cetățeanul deversarea sau primăria suportă doar salariatul și vidașa? Aici a fost o discuție între mine și anumite persoane, dar vitanja automat trebuie ori printr-un proiect achiziționată sau, nu știu, ceva fonduri, că din buget local nu, vitanje... N-ai cum să poți să... O vitanje ajunge la peste 100.000 de euro. Foarte multe. Dar ar fi și asta o soluție la problema cu canalizarea. Da, mai ales că Ciuperceniu a așteptat și așteaptă încă această utilitate care Da, e o chestiune care eu mi-o doresc și, dar nu va fi realizat. Pentru că îmi place să fiu corect și îmi place să mint sau să vând iluzii oamenilor. Pentru că nu-i felul meu. E o chestiune care, un proiect care se poate realiza, dar nu așa peste noapte. Cum de altfel și gazele. E aceeași poveste. Chestiune, e aceeași poveste. Tot din cauza întinderii, iar beneficiari, puțini. Da, nu s-ar justifica această investiție, dar până la urmă trebuie făcută. Și acum vă fac și eu așa o mărturisire, gazele, proiectul cu gaze e un, aș putea spune, un proiect, o ambiție personală, un proiect de suflet, pe care vreau să-l duc la îndeplinire, da. Chiar dacă am discutat și treaba asta, chiar dacă se va începe și va fi tot pe tronsoane, adică un segment. O bucată, cum exact. E și cu apa. Exact. Avem, domnule primar, pe cineva prin telefon, vrea să intre în legătură telefonică cu noi. Bună seara! Ne auziți? Bună seara! Vă ascultăm, de unde sunteți? Da, domnule,
Sunteți de la Ciuperce? Am înțeles că este primul mandat. Sigur. Când ați început căminul cu toate să-l faceți? Poftim? Când ați... Ne mai repetați o dată întrebarea, nu se aude foarte căminul bine. Cultural, când ați... L-ați început pe tipul dumneavoastră sau înainte, căminul cultural? Din ce sat? Din ce sat? Noul cămin cultural sau cel pe nu, care... Nu, eu am vorbit de căminul cultural de la Vârtopu. L-am finalizat cu fonduri... Da, știți ce vreau să vă spun? Da. Da, vă ascult. Foarte bine că l-ați făcut. Ca să vă spun o chestie repitoare pe asta. Păi da, la Târgu Jiu, domnul primar este de 5-6 ani, domnul primar Romaescu. Doamna știe, Casa de Cultură. Domnule, pică, domnule. Pică, domnule, și nu vede nimeni nimica, domnule. Deci, și dumneavoastră... despre ce vorbim, domnul primar? Despre ce vorbim, domnule? Dumneavoastră vreți să arătați... Și vă spun, la Tănești. Domnule, dumneavoastră vreți să arătați că un primar aflat la primul mandat a putut să facă un cămin cultural, iar primarul de Târgu Jiu, care este, are mai mulți ani în spate, nu a putut să reabiliteze Casa de Cultură. Asta vreți să spuneți? Păi asta vreau să spun. Cum dumne poți să faci un primar și tu stai de 6 ani și pică, nu mai fac apost acolo. Orașul uite rămat, a pus stâlp peste tot, stâlp peste stâlp, grop peste grop. Asta pe casa, pe biserica aia, cestătoarea pe care nu s-a făcut. Nu știu, domne, pe cuvântul meu, dacă mai are rost să mai fie... N-am nimic ca persoană cu domnul primar. Domne, dar uite, niște oameni de la țară, domne. Domnul e de la țară și face ceva și tu la oraș, cu Consiliul Județean, cu Cornin Popescu. Tu te mai, frate, și-ți bate-te dacă vrei să faci ceva. Corect. Ai făcut niște... A pus un prad de centru acolo... Și dacă se vede, se răstoarnă, nu dacă ați fost atent. Pică așa o parte. Nu aș vrea să vă întrerup, dar eu aș dori să vorbesc doar de comuna pe care o reprezint. Eu îl respect și, de fapt, respect toți primarii și fiecare cu bucătăria lui, eu vreau să vorbesc doar de Ciuperceni. Dacă nu vă supărați. Nu, stați puțin, respectați, dar nu respectăm noi, eu n-am treabă cu dumneavoastră. Eu pe dumneavoastră totuși mă felicit, dar tu ca primar de 6 ani de zile nu faci nimica. A fost domnul primar Cârciumaru, a cumpărat un brad de 100 de milioane de lei. Și zace prin niște magazini, domne. Despre ce vorbim, domne, despre ce vorbim? Ăla a pus flori, ăsta a strămas orașul cu stâlpi. Am înțeles. Mulțumim mult pentru intervenție. Am înțeles comparația. Mulțumim. Dânsul, practic, domnule primar, vrea să vă atragă atenția. V-a apreciat și a încercat cumva să facă o paralelă între faptul că într-o comună mică cum este Ciuperceni, puteți să reabilitați un cămin cultural, dar într-o localitate cum este municipiul Târgu Jiu, nu se poate. Vreau să fiu obiectiv, că așa îmi place și nu vreau să atac pe nimeni, dar nu se compară nici Târgu Jiu cu Ciuperceni. Așa este, dar știți cum e. Sau invers, mai bine puterea, spus. Și puterea la Târgu Jiu este mai mare și banii sunt mai mulți, așa că oamenii și cei de la Târgu Jiu își doresc același confort pe care încercați și dumneavoastră să-l oferiți pentru locuitorii de la Ciuperceni. Da. Revenind la gaze, eu am discutat și chestiunea asta, pentru că eu vreau să aduc în atenția lucrurile în atenția locuitorilor comunei Ciuperceni. Cu siguranță, da. Automat. Dar până la urmă și dumneavoastră, prezența dumneavoastră aici și faptul că ați putut să faceți în foarte scurt timp de mandat ceva pentru comuna dumneavoastră, îi face pe oameni să compare cu localitatea de unde provin. Eu v-am zis, ce mi-am propus și pe anul trecut, în obiective, în plan pe anul ăsta, chiar astăzi... V-ați făcut un bilanț? Nu. Astăzi am finalizat am achiziționat niște piatră și pentru a introduce pe niște ulițe care erau aproape impracticabile, mai ales pe timpurile astea, cum sunt acum, vine timp ploios, cum este iarna, și chiar astăzi am finalizat aceste lucrări. Deci v-ați gândit, aveam un plan, gândit și ultima spus. Era, da, și eram puțin așa... neliniștit, că nu duc la mine. Nu ați reușit să împliniți tot ceea ce v-ați propus pentru anul acesta. Da. Și mi-am atins și acest obiectiv și chiar sunt mulțumit. Închei anul cu toate obiectivele atinse. Deci pentru anul ăsta. Pentru anul mai acesta. Sunt.
Revenind la gaze. Puneți gaze, da. Gazele ar fi un lux pentru cetățenii din Ciupercen, dacă stau bine să mă gândesc. Bine, că acum... nimeni nu prea le-a promis. Li s-a mai promis gaze acolo la Ciupercen? Da, gaze s-au promis. Deci s-a promis. Da, dar oamenii... chestiunea e că una e să promiți și una e să știți să pui rotițele în mișcare, adică să faci ceva. Eu am promis, dar știți și cum e. Și ați făcut, adică v-ați dus și mai departe când a promit. Când am venit, mulți mă întrebau de gaze. Acum s-au mai liniștit. Nu mai sunt așa interesați. Probabil în urma conflictului care e în Ucraina, scumpirile astea că sunt... gazele nu mai sunt un lucru necesar și se gândesc totuși să mai sigure lemnele noastre. Bineînțeles, dar și lemnele au devenit aproape un lux. Deci nu știu spre ce ne îndreptăm, dar bine, lemne, dar gazul e când i-ai dat drumul. Și mai ales la o casă, și eu am văzut acolo la Ciupercen case destul de frumoase și destul de mari, iar să încălzești o locuință cu câteva camere bune, noi avem te cam cost. Avantaj foarte mare și de asta am spus și în ședințele pe care le-am avut sau unde am avut ocazia, noi avem acel SRM-ul, acea stație, o avem lângă Ciupercen, care duce conducta spre... Deci, practic, ar fi ușor să vă înțepați spre, în țeava principală. Spre Godinești și spre Mutru. Avem două magistrale care trec prin comuna noastră și acel SRM, acea stație. Și chestiunea asta ne creează un real avantaj. Că n-ar trebui, adică investiția ar fi un pic mai redusă ca preț, exact. Nu trebuie să vă înțepați în conducta principală la cine știe câți kilometri. Pe când alte comune nu au acel SRM și vor trebui să tragă conductă până lângă în comuna dumnealor. Iar chestiunea asta ne creează acest avantaj de care spuneam și avem drumul mai neted pentru a obține finanțare. Că nu va fi ea în totalitate, 100%, pentru toată comuna, exact, e dar un important, început. Important e să demarezi. Iar dumneavoastră aveți timp și alte... Revenind la canalizare, puteam să obținem fonduri și prin PNRR, dar acest PNRR dădea fonduri pentru canalizare, pentru extinderea canalizării. Iar dumneavoastră, neavând canalizare, n-aveați ce extinde, exact. Trebuia să o luați de la zero. Exact. Vă întreb puțin, pentru că sunt întrebări de la telespectatori, așa cum vă spuneam, dumneavoastră vreți să vă adresați locuitorilor din Ciupercen, dar pe noi ne privesc locuitori din tot județul. Fiecare se uită în ograda lui, domnul care a sunat se uită la Târgu Jiu și compară cu Ciupercen. Mai avem pe cineva care se uită la dumneavoastră și compară cu Bumbejiu, cu un coleg de-al dumneavoastră de partid, de acolo, cu domnul Bobaru. Vă întreabă, ați avut sau nu excedent bugetar la finalul anului trecut, probabil, și dacă aveți și anul acesta? Da, am avut. O sumă mare? Nu. Am încheiat anul, nu pe minus. Da? Pentru că, cum spuneam, trebuie să ne chibzuim. Nu am aruncat banii în stânga și în dreapta pe diferite evenimente, chiar dacă au și acestea rolul lor pentru a socializa sau pentru... Dar am preferat să ne chibzuim și să păstrăm banii. Pentru că, și aici subliniez, orice proiect ca și acestea care am vorbit și care vor urma, trebuie să aibă o cofinanțare. Și vreau să am acea rezervă. Și cam de cât ar fi rezerva de excedent din bugetul dumneavoastră? Păi încheiem anul acesta. Încheiem cu ceva miliarde. Tot cu miliarde. Vă întreb pentru că s-a criticat faptul că la Bumbești-Jiu se termină cu multe miliarde, nu doar cu câteva. Nu mai rețin, poate că și spuneți, domnul Drescu, despre ce sumă este vorba, ca să putem să și comparăm. Și cetățenii erau supărați că de ce nu s-au investit banii respectivi și s-au păstrat și s-a terminat cu excedent. Adică este un rău excedentul la finalul unui an, este un rău necesar, este o greșeală a primarului că nu a folosit banii și că a preferat să rămână cu excedent? Explicați-le. Nu poți să cheltuiești toți banii din vistierie. Deci, în limite extreme, în cazuri extreme, trebuie să faci treaba asta. Când faci bugetul, automat
oricine e normal la cap și nu pot să fiu acuzat de nimeni, când îți faci bugetul, începi prima dată cu salariile. Pentru că acel om vine să lucreze pe salariu. Deci în salariu. Prima dată cuprins cheltuielile, salariile. Salarii, bineînțeles. Apă, curent, și tot ce înseamnă funcționarea unei instituții. Să fii chibzuit pe cât se poate și să ai o mică rezervă pentru a, cum a prins un proiect, să ai acea rezervă pentru o cofinanțare, ca să poți să duci proiectul mai departe. Exact. Spune telespectatorul nostru, este normal, corect, măcar sunt proiecte, cofinanțarea este de 2% din proiect. La Bumbești Jiu este vorba despre un excedent de 180 de miliarde, asta anul trecut, iar anul acesta s-au făcut economii, chiar lumea era foarte supărată pentru că de 1 decembrie, de exemplu, s-au depus două coroane de flori și atât. Eu am văzut că dumneavoastră la Ciuperceni ați făcut ceva mai mult decât atât. Am depus noi 5, pentru că avem 5... Ați depus coroane de flori, dar vorbim de o comună în comparație cu un oraș. Nu poți chiar așa să întorci spatele comunității și să termin anul cu un excedent bugetar de 180 de miliarde, cum ne spune telespectatorul nostru. Nu cunosc bucătăria. Dar la excedentul orașului trebuie să ai proiecte de 130 de milioane de euro, spune dânsul. De asta vă spun, este o greșeală dacă lași foarte mulți bani în buget, dar dacă lași o sumă rezonabilă pe care tu ți-o calculezi pentru anul viitor, este o chestiune de precauție a primarului, nu? Exact. Trebuie să fii precaut, normal. Trebuie să îți drămuiești, cum spuneam, banul în așa fel încât să bani alb pentru zile negre. Exact. Ați intrat în primul mandat cu COVID și nu erați pregătit. Adică n-ați avut un buget pregătit pentru COVID, îmi imaginez, în 2021. Nu. Păi, cine a iar avut cel așa din 2020 ceva? L-ați moștenit, practic. A trebuit să-l finalizați. Dar cine a avut așa ceva? Cine s-a așteptat la asta? Era un excedent la momentul în care ați preluat dumneavoastră mandatul? Ați putut să folosiți banii respectivi? Mă refer la finalul lui 2020. Banii respectivi pentru ce? Pentru... În anul celălalt. Adică ați moștenit primăria cu un excedent mare și l-ați Nu. La Ciuperceni nu e vorba de excedent. Excedent de sume colosale. Pentru că bugetul este să extrem de mic. Să nu ne gândim de la ce are Bumbeștiu cu 180. Deci nu se compară, da? Aia vorbim de Ciuperceni cu Bumbești, cu orașe. Nu. Noi vrem să stăm în banca noastră, adică în sensul că să ne facem lucrurile să fie bine pentru noi. Automat putem să ne comparăm, să ne uităm o grada altuia pentru a vedea dacă putem să punem și noi în aplicare și a luat cei buni de la ei. Deci exemplele de bună practică, nu cele de rele practică. Păi, de câte ori dumneavoastră v-ați consultat cu ceilalți omologi, ceilalți primari din județ? Au fost cazuri în care nu ați găsit înțelegere la colegii, la subalternii dumneavoastră, că trebuie să le spunem așa, și ați căutat înțelegere la comunele vecine și ați întrebat, băi frate, tu cum ai făcut în fața asta, că eu nu găsesc care calea corectă. Trebuie să iau câte o decizie, mai mă consult și cu alții. Nu neapărat omologi. Deci nu neapărat primari. Deci încercați bineînțeles, să cereți sprijin până la Consiliul Județean. Exact. În sensul că vreau să aud mai multe păreri. Și apoi alegeți pe cea mai bună. Exact. Și vezi ce ți se potrivește ție, ca și comună. Pentru că, normal, te consulți cu colegi, ne întâlnim colegi primari, dar fiecare vorbește din punctul lor de vedere și din punctul de vedere al potențialului și în bugetul localității. Dar eu mă limitez la cât am eu. Anul acesta, poate și pentru faptul că am scăpat oarecum de pandemie, în județul Gorj a fost o penurie de zilele comunei. Fiecare primar a cheltuit niște miliarde, un miliard, un miliard jumate, un miliard 200. Am auzit niște sume incredibil de mari pentru zilele comunei. De ce nu v-ați băgat, domnule primar? Uite, tocmai, din excedentul ăsta, un miliard îl trăgeați deoparte, câștigați capital electoral și, nu știu, dădeați mic și bere. Probabil, dar eu sunt, nu că nu aș dori, sunt bune și chestiunile acestea. Adică trebuie să gândiți puțin și smart electoral, ca să zic dar așa. Dar trebuie să, având bugetul pe care îl avem și banii care le-am în dispoziție, nu mi-am permis să aloc un miliard sau un miliard jumate sau eu știu cât pentru a face acestea. Am avut și noi
festivalul nostru sau bâlciu de Sfântul Pătru tradițional, cel mai mare eveniment al comunei. Deci tot pe modestie, domnule primar, al comunei, tot pe chestiuni modeste. Am avut și noi acolo, cum să zic, invitații, am avut Școala Populară de Artă, care n-a fost până acum, am plătit, normal, că așa e firesc, să prestația, plătim. Că asta este. Au fost soliști vocali care au interpretat, încântat publicul care a fost. Și a fost o chestiune de bun simț. Care a mulțumit atât cetățenii, eu cât și pe dumneavoastră ca șef al administrației locale. A mulțumit. Iar dacă la anul sau când va fi, vor fi bani așa suficienți încât să, să spun, să prisosească, dar să ne permită să facem, eu cu mare drag. Chiar mi-aș dori, dar trebuie să fim și chibzuiți puțin. Dacă vrem să facem și alte lucruri, pentru că știți, un chef sau aceste chermeze, sau cum le spuneți dumneavoastră... Zilele comune. Zilele comunei. Mulțumesc, o zi, două și se uită, dar dacă faci o investiție, o ai pe ani. Depinde când sunt alegerile, domnule primar. Dacă alegerile vor fi, hai, anul eu viitor, nu pe an preelectoral. Dar în celălalt an, eu zic că ar fi bine să începeți de anul viitor cu zilele comune. Mentalitatea oamenilor din punct de vedere al alegerilor sau... S-a mai schimbat, oamenii s-au mai educat puțin. Ziceți la vot. Ziceți. Nu 100%, dar s-au mai educat. Nu-i mai încântă acel mic și bere, cum se spune. Da, dar să ne întoarcem puțin în timp. Eu că am cred. Început emisiunea cu 2020, da? Eu nici dumneavoastră cred. Nu v-a fost foarte ușor să ajungeți primar, pentru că vă luptați cu un primar, cu mandate mai multe. Și a fost destul de dificil să convingeți oamenii fără mic și fără bere, cum spuneați dumneavoastră. Adică fără o mită electorală. Așa că omul parcă vrea să fie puțin mituit electoral ca să înțeleagă toată lumea. Vreți să vă zic din experiența mea de primar, că de viață e mai multă, dar de primar. Deci eu am promis, sau mi-am luat angajamentul, să spun așa, că a promite sună urât, că promisiuni. Mi-am luat angajamentul printr-un program că îmi duc la îndeplinire niște obiective. Da? Eu anul trecut mi le-am atins, anul ăsta mi le-am atins. Chiar mi-au spus oamenii că nu credeau că o se va întâmpla treaba asta. Eu. Dar nu-mi place să epatez eu așa, să ies în evidență cu... sau suna laudă și lauda de sine nu miroasă bine. Uh-huh. Îmi place să tragă oamenii concluzie, dacă trag și sunt mulțumiți. Dacă nu... Funcțiile de primar sunt efemere, vremelnice, așa că... Da, deci am înțeles. Domnul primar, ca să înțeleagă toată lumea, ar prefera mai degrabă să facă un kilometru de drum într-o localitate care nu are această facilitate, în loc să întindă mesele pentru o chermeză. Uite, acum poate de sărbători... Iar totuși niște voturi în încercăm plus. Să facem... Un anul nou cum în se stradă. Spune, cum se spune, sau cum se spunea odată, acele baluri. Uh-huh. Oh, da? Uite, asta este o idee mai bună. Da. Pentru așa că oamenii vor să petreacă. Da. Chiar vreau să vă întreb, aveți tineri, totuși mai sunt tineri la Ciupercena, aveți familii tinere, există o natalitate, ceva? Mai da, există copii păcate, care se nasc la Ciupercena? Da, din mediul rural, tocmai asta m-a pus pe gândul și de asta mi-am dorit să facem aceste investiții, mai ales acest teren sintetic, pentru că știu că din anii anteriori mulți plecau... Se duceam în comunele părți. Vecine ca să joace da, un fotbal. Sau chiar în Târgu Jiu, da. Și a zis, mă, dacă îl avem și noi în comună, nu mai este. Și într-adevăr, tinerii au avut un impact, da, și pentru cei școlari. Și a fost mult școlari. Să luați din bugetul da? Local ca să faceți un teren sintetic? De ce? Nu e ceva public, doar nu e nimic secret. Ne-a costat 3 miliarde jumate. Deci 3 miliarde jumate. Și ați făcut un teren sintetic într-un an 2022. De ce nu s-a făcut în 2000, domnule primar? Era mult atunci, 3 miliarde jumate să faci un teren atunci sintetic? Atunci era la nivelul anului respectiv, era mai puțin. Poate era mai puțin, da. Și nu atunci știu, erau oameni care ar fi dorit să facă sport. Nu știu de ce nu s-a făcut. Da, e bine că ați făcut dumneavoastră, da? Nu știu deci, de ce dumneavoastră festival, dumneavoastră da? Și revenim la plecarea de la natalitate. Așa, de la natalitate. E foarte scăzut. Și cu aceste investiții mă gândesc ca pe viitor infrastructură, un teren pentru a le crea cetățenilor confort.
mă gândesc că pe viitor vor migra spre sate. Dar problema este COVID-ul a fost o chestiune care a făcut pe mulți să se răspundească la acest capitol. Satele sau comuna noastră e cam îmbătrânită, nu aș putea spune că suntem așa prolifici la capitolul copii. Comună de, dar poate găsiți o soluție de a motiva doamnele de pe raza comunei să facă copii. Da? Deci poate găsiți o metodă. Au mai fost primari care au stimulat financiar. Poate luăm o hotărâre de Consiliu Local, da? Să le acordăm un premiu. Să le acordați la primul copil sau la al doilea, primul și al doilea copil un stimulent financiar. Poate fi și asta o motivație, mai ales dacă aveți o natalitate scăzută. Poate se nasc trei copii pe an. Îmi dă temă de gândire. O temă. Și o să vă și spun un titlu viitor de ziar. Cum reușește primarul de Ciuperceni să facă mai mulți copii în comună. Ar fi chiar interesant. Au mai fost colegii dumneavoastră. Să facă cu ghilimele de rigoare. Da. Ar fi chiar interesant și ar fi bine, pentru că nu cred că ar fi așa un efort mare bugetar, atâta timp cât ziceți că aveți o natalitate redusă. Faceți un studiu pe anii trecuți, vedeți că au apărut 10 copii în 3 ani. Da, și e o temă interesantă. Uite, acum de sfârșit de an, anul trecut am avut o ediție, anul acesta acum în decembrie, avem a doua, de când sunt eu. Sărbătorim cuplurile de care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă. Da. Un lucru foarte bun care a prins și prinde în toate localitățile. Nu mă mai întreb de ce în anii trecuți nu s-a făcut, că poate se uită domnul fost primar așa și zice că am o problemă de cu chestia asta. Și de respect față de dumnealor, pentru că sunt un exemplu și de viață și de conviețuire și de tot ce vreți. Pentru că alții nu trăiesc. Da, și sunt convinsă că se bucură. Dumneavoastră. Deci chiar sunt convinsă că se bucură. Pentru că un bătrân trebuie o vârstă. Scoși din anonimat, probleme. Și din probleme. Că până la urmă tot se plâng. Pensiile sunt mici, cheltuielile sunt mari. În casă, într-o casă de pensionar, se discută despre copii și despre probleme. Sunt încântați când îi bagi în seamă. Deci ați avut grijă și de vârstnici. Ați avut grijă și de tineri. Nu pot acum să sunt. Mi-ar fi plăcut să facem și noi o ziua persoanelor vârstnice cu, exact. Cu cetățenii. Mi-aș fi dorit și chestiunea asta, dar momentan mai pe modestie. Poate anul viitor aveți investitori care vin spre Ciuperceni. S-a vehiculat foarte mult povestea asta cu parcul fotovoltaic pe care o firmă vrea să-l facă acolo în localitate. Da, e un proiect care poate fi realizat? E doar o poveste? Sau? Nu. Nu, deci am făcut pași mari în sensul ăsta, pentru că e o poveste și aici cu acest parc. Terenul unde vor acești investitori să facă parc, nu e al primăriei. Corect. Da? E al cetățenilor. Deci primăria nu are un teren să pună la dispoziția unui investitor. Nu, un izlas comunal sau nu. Corect. Iar noi, deci noi ca primărie ce am putut să facem? A venit în ajutorul firmei, dar nu neapărat în ajutor firmei, pentru că e o investiție care se va regăsi pe teritoriul comunei și în avantajul comunei. Da, pentru că se adună banii la bugetul local. Exact. Am inițiat anul trecut procedura asta de cadastrare gratuită, nu mi-a reușit, anul ăsta am reușit. Și am luat aceste sectoare, două sectoare, am făcut această cadastrare, da, prin Programul Național și Cadastrare Gratuită, da, și am reușit să o finalizăm. S-au făcut aceste succesiuni, cărți funciare, în fine. S-a finalizat și cetățenii au devenit proprietari. Au acte în regulă. Deci e un lucru foarte bun. Ei pot negocia acum cu firma respectivă, fiind proprietari. Și, deci, sunt niște pași mai anevoioși. Ajut comunitatea, adică oamenii caut acte acestea de cadastru pentru terenurile respective, cât și indirect firma sau investitorul care va veni, pentru că poate mai ușor să intre în pentru poziția terenului. E și în interesul nostru pentru a face această investiție de 80-90 de hectare de fotovoltaic pe raza comunei Ciuperceni. Da, ați putea să negociați și cu această firmă în sensul că, domnule, faceți aici la noi, noi vă asigurăm, vă dăm actele mai repede, dar ne asigurați și nouă, nu știu, iluminatul stradal. Să ajungem în faza deci, respectivă. Deci există, ar putea să existe și o astfel de negociere în care și primăria să aibă un câștig. Domnule, vă mai reducem acolo la taxe și impozite, dar ne asigurați dar nu aș vrea să iluminatul stradal, de în exemplu.
discuții prea tehnice, că nu aș spune că mă pricep pe segmentul ăsta, am înțeles că sistemul și așa e prea supraaglomerat și n-ar mai, am zis, nu sunt... Eu cred că există un flux de opinie negativă pentru că lumea a înțeles în cele din urmă că e bine să ai fotovoltaice și atunci de undeva vine o informație că hai să mai tăiem din ele. Ne spune telespectatorul nostru, la Bumbești nu există asta referitor la căsătoria celor cu 50 de ani neîntreruptă. Chiar părinții mei au făcut 50 de ani și nimic și vorbim de o primărie de oraș, că am tot comparat în această... În această emisiune nu s-a făcut acest lucru, păcat, e bine că la Ciupercen se investește, dar la Bumbejiu din păcate nu se întâmplă asta și chiar spune telespectatorul nostru că din 9,5 milioane de euro s-a excedent 3,5, este enorm. Lăsăm pe cei care se pricep mai bine decât noi la cifre, în această seară discutăm pe larg despre Ciuperceni, comparăm și cu alte localități, evident, pentru că toți, nu toți proveniți din Ciuperceni, dar am vrea să discutăm mai mult despre această comună, oricum mai avem doar 10 minute din emisiune. Domnule primar, am discutat mult despre ceea ce ați făcut, o să vă întreb și despre ceea ce vreți să faceți, dar înainte de orice, ca să fie lucrurile finalizate, vreau să vă întreb ce plătiți pentru fosta administrație, dacă mai sunt niște lucruri pe care încă nu le-ați reglat. De regulă, omologii de-ai dumneavoastră, când au venit în primărie, au făcut un audit. La dumneavoastră a fost cazul? Nu mi-am dorit să, cum să spun, să tulbur apele așa, de plătit. Sunt de plătit niște sume pe fond funciar. În rest, datorii mari, să spun așa, nu au fost. Dar sunt niște hotărâri, executări care trebuie plătite. Deci, practic, niște oameni au câștigat în instanță, da. Fost administrație nu le-a pus în aplicare hotărârile definitive și, practic, autoritatea locală are ceva de plătit. Noi suntem de ce obligați. Plătește autoritatea locală și nu plătește cei vinovați? Așa a trasat Curtea de Conturi? O hotărâre automat trebuie pusă în aplicare. Așa cum este. Nepunând în aplicare, se merge la executor și executor automat și ajungi să plătești acei bani pe care ți-i solicită. Treci un an, doi, se adaugă și reiezi niște sume. Niște sume enorme, care pot crește în timp. Deci problema trebuie rezolvată, într-un fel sau altul. Am început să rezolvăm că nu e bine sau va fi bine, că va veni Curtea de Conturi. Eu nu pot să stau așa, pentru că până la urmă... Oamenii așteaptă ca dumneavoastră să faceți ceva. O hotărâre știu că trebuie pusă în aplicare. Corect. Dacă nu, atrage și asupra dumneavoastră o răspundere penală până la urmă, pentru că sunteți în vreau mandat. Vreau să stau liniștit în sensul ăsta, pentru că Și să dormiți liniștit. E cel mai bine să fii corect până la urmă și n-ai nicio problemă. Sunt foarte multe capcane pentru primari și am văzut din exemple. Sunt lucrări care se fac și vin firmele și zic: haideți, domn primar, dați-ne banii mai repede, chiar dacă noi am făcut 20% din lucrare, plătiți-ne 40%, cum este cazul de la Vladimir acum cu primarul care își va pierde mandatul. Asta ar fi una dintre capcanele care se pot pune primăriei. O altă capcană, tot așa, vine cineva, haideți, domnule, facem un contract, o rezolvăm-o. Ați avut chestiuni de genul în care ați cerut sfaturi de la alții și n-a știut ce să faceți mai bine ca să nu picați într-o chestiune de incompatibilitate sau într-o chestiune care era ușor nelegală? Nu. Ce drept, nici nu mi s-a propus. Dar înseamnă că aveți informațiile din jurul dumneavoastră nu sunt cele negative în așa fel încât să-i ducă pe aia vagabonți către dumneavoastră. Nu știu, probabil au și ei sursele lor, e problema lor, dar până acum eu cred că ușor să pici în păcat, păcatul cu ghilimele de rigoare, da. Adică să ajungi să te trezești cu o plângere la ani pentru că ai apărut într-un consiliu de administrație aberant, unde nici măcar nu ești plătit, dar ești acolo, sau poate faci o plată
un pic mai mare către o firmă și de fapt lucrarea nu este pot să la fie, nivelul pot respectiv. Să fie, adică greșelile... Pot să fie greșeli, pentru că cine, dacă să nu greșești, trebuie ori să, de să nu muncești. Da? Sunt omenești, dar să nu fie cu rea intenție și voite, premeditate. Sau pentru interes propriu. Sau, da, corect. Sau de grup. Sau interes propriu, dar până acum eu cred că mi-am văzut de treburile mele și nu cred că ar avea cineva ce să-mi reproșeze. Asta este un lucru bun. Să știți că nu aveți comentatori de acolo, de la Ciuperceni. Nu sunt consilieri care vă poartă sâmbetele, pentru că altfel ar fi fost ceva pe Facebook legat e de Ciuperceni. Normal, e normal să fie până la urmă. Pentru că să existe și opoziție. Da, e normal. Și da, chiar cum vă înțelegeți? Ne asumăm cum când vă am înțelegeți intrat aici. Sau cum coordonați Consiliul Local? Aveți un Consiliu Local care vă este potrivnic sau aveți un Consiliu Local în care aveți o majoritate legeră? Doamnă, nu. Noi suntem prima dată de când suntem 9 consilieri. Sau sunt 9 consilieri în Consiliul Local. Până în 2020 au fost 11. Deci au scăzut pentru că populația s-a redus. De 1500, da. Am înțeles. Dar problema se pune în felul următor. Nu trebuie să... Trebuie tact și diplomație, nu să sari sau să ridici sabia. Deci dacă e să scoți sabia, o scoți în ultimă instanță. Dar trebuie abordate lucrurile în felul că... Sau în sensul că ceea ce facem noi în Consiliu, consilierii sunt aleși prin rândul cetățenilor, eu sunt ales de cetățeni, iar noi trebuie să lucrăm împreună pentru cetățean. Corect. Iar ceea ce propun eu sau vreau eu să fac, nu le fac pentru mine personal. Ci pentru da? Beneficiul sunt și binele. Pentru, sunt pentru cetățeni. Iar dacă se opune cineva, înseamnă că e are o problemă. Așa este. Așa este. Deci da? Aveți un consiliu cu oameni. Eu vin cu aleși, proiecte. Cu aleși care înțeleg misiunea dumneavoastră. Eu cred că... Nu vine lumea și zice nu vreau că primarul este de la PSD și eu nu sunt știu... de la PNL sau PMP sau nu știu ce partid aveți. Mai e și o chestiune, adică cum să te opui unui proiect benefic cetățenilor? Pentru mai că sunt tu dacă... cazul, domnul primar. Dar mai sunt. Dar mă gândesc că și consilierii noștri sunt oameni cerebrali cu mintea la ei. Și băi, cum să ne opunem pentru că se află și cetățenii aud și vă reproșează. Adică vă trag de mânecă. De ce ați făcut așa? Exact, pentru că exact. Era bine pentru noi. Și tocmai de asta, abordând lucrurile așa cu tact și diplomație, eu cred că vor merge spre bine. Atât cât se poate. Cu siguranță. În ultimele 3 minute așa din emisiune, vreau să ne spuneți ce ați trasat deja pentru 2023. Și dacă v-ați abătut oarecum de la linia care ați respectat-o până acum, pe motiv că sunteți în prag de alegeri electorale. Anul 2023 este hotărător, eu așteptat în, să primiți finanțări pe Angel Salini, pe PNRR. Și avem în, și pe PNRR, nu am vorbit chiar deloc, avem cele două proiecte. Ciupercenco, așa îi spune, Ciupercenco Comune Inteligentă, în care aici ce înseamnă sisteme inteligente de management local, aici unde prindem camere de luat vederi în comună, sistem de supraveghere, sistem de supraveghere video... da, dotarea primăriei cu diferite sisteme, GIS-ul ce se face, asta e un proiect, da? Și al doilea este reabilitarea aceste proiecte pe PNRR până la sfârșitul anului, am înțeles bine, cred, da? Și sunt convins, dar sper să nu apară altceva, vom semna contractele, pentru că le-am primit, am primit finanțare. Acest proiect... Doar că trebuie semnat, practic, faptic, contractul. Acest proiect, deci, Comuna Inteligentă, este în valoare de... Vorbesc în lei vechi să înțeleagă lumea mai ușor. Da? 11 miliarde și al doilea, reabilitarea moderată a sediului primăriei. Da? Asta înseamnă schimbarea acoperișii și independență energetică, adică se vor pune panouri fotovoltaice și anvelopare, schimbare tocărie. Da? Și acest proiect este în valoare de 10 miliarde lei vechi. Bun. Da? Până la sfârșitul anului trebuie să semnăm contractele, după care urmează implementarea lor. Și sper că la anul
să avem un an plin, să rezolvăm și pe Anghel Salini, să rezolvăm și aceste proiecte. Și vor mai fi și proiecte din buget local, cu siguranță nu se plictisim. Dar ați mai prins acolo câteva liniuțe și cu bani din bugetul local? Tot așa, niște drumuri, nu știu, de interes local sau, nu știu, poate aveți altceva? Acum, sincer, vorbind, nu mi-am făcut o agendă exact pentru pe buget local. De buget local vorbind. Dar e timp. Este timp. Așa este. Domnule primar, ce pot să vă urez decât succes în activitate? Este bine că sunteți tânăr și că v-ați dorit să fiți primarul acestei localități. Da, e o funcție grea. Și v-ați dorit pentru că erau multe lucruri care nu funcționau în această comună. Le-ați spus cât de cât la punct. Mai aveți încă multe de făcut. Mă bucur că nu mai sunt incidente neplăcute acolo la Ciuperceni și chiar era păcat ca această comună să nu aibă oameni care să-și dorească să crească confortul de viață al cetățenilor de acolo de la Ciuperceni. Vreau să ne vedem mai des aici la TV Sud. Ne spuneți că ați implementat și acest proiect cu mămicile și cu creșterea natalității în comună. Vreau să vă aud că dați burse pentru copiii localității, că îmi imaginez că aveți copii foarte buni. Le dăm deja, n-am spus acest lucru. Cele burse care, bine, în limita legii. În limita legii, și dar poate exact, pe care exact. La dispoziție. Deci, să vă gândiți mult la copii, pentru că până la urmă pe ei îi faceți să rămână acum acolo. Acum prag de sărbători acele cadouri care sunt binevenite. Așa, da. Și cadourile respective. Faceți parte dintr-un partid social-democrat care, evident, este îndreptat către oameni și atunci oamenii au așteptări de la dumneavoastră. Tocmai de aceea m-am regăsit în doctrina partidului și mi se pare că a fost cel mai aproape de clasa aceea de medie spre jos. Aveți un mesaj pentru locuitorii dumneavoastră de acolo, de la Ciuperceni? Vă rog, așa, pentru final. Mai ales că suntem acum în luna, mi se pare mie, așa o consider eu, cea mai frumoasă din an, da? Vreau să le transmit, bine, numai locuitorilor comunei Ciuperceni, tuturor românilor, sănătate, sărbători cu bine. Sper că anul ăsta care se apropie de final să le fie adus multă fericire, iar anul care începe să îi găsească cu voie bună, iar fericirea, bunăvoința, bunăvoia și tot ce e bun să se lășluiască la dumneavoastră în familie. De acum le urez la mulți ani fericire și tot ce își doresc. Mulțumim, domnule primar. A fost alături de noi primarul comunei Ciuperceni pentru prima dată aici la TV Sud, de la Ora Adevărului. Am spart gheața, domnul primar ne-a promis că va mai veni aici. Sper să avem și consilieri locali și să avem și alți oameni de bine de acolo, de la Ciuperceni, care vor schimbări benefice pentru comuna lor. Mâine seară sper, la fel ca și în această seară, să am alături de mine, nu un primar, ci doi. Vom vorbi lucruri puțin mai spinoase. Vreau să discutăm despre un drum și despre o comunitate care a fost oarecum abandonată de autorități. De data asta vorbim despre autorități din domeniul mineritului și a energiei, dar o să vedeți mâine seară la aceeași oră invitații mei și despre ce este vorba. Mulțumesc pentru atenție, rămâneți alături de TV Sud. Seară liniștită tuturor. La revedere!